Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună dovlecei gratinați. Este un preparat extrem de gustos, ușor și rapid de făcut și sănătos, fiind făcut fără ulei și la cuptor. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru aceasta avem nevoie de 2 dovlecei medii, 2 ouă, sare, piper și mărar tocat. Și părți egale de pesmet și parmezan ras. Eu am aici câte 150 de grame din fiecare. Cum procedăm? Foarte simplu. După ce spălăm și tăiem capetele la dovlecei, tăiem felii pe lung de aproximativ jumătate de centimetru grosime. Feliile sunt pregătite. Acum vom face amestecul pentru gratinare. Punem într-un vas cele 2 cantități de pesmet și parmezan, peste care adăugăm piperul, un praf de sare și mărarul tocat. Și le amestecăm bine până se uniformizează totul. Amestecul este uniformizat. Acum, într-un alt castron, batem bine cele 2 ouă. Apoi luăm fiecare felie de dovleac, o dăm prin ou și prin amestecul uscat din belșug. Și le vom transfera într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Acest preparat a fost savurat de mine cu ani în urmă, când am fost în vizită la soțul meu care muncea pe atunci în Italia. Am fost surprinsă de gustul deosebit și de atunci l-am făcut de multe ori. Doar că în Italia ei folosesc pătrunjel, noi am adaptat la gustul nostru folosind mărar. Și tava va merge la cuptor pentru aproximativ 20 de minute la 200 de grade Celsius. În funcție de cuptoarele pe care le aveți, fiecare își cunoaște cuptorul, se poate să fie nevoie după 10 minute să întoarceți feliile pe partea cealaltă, pentru a avea o culoare uniformă pe ambele părți. Cât timp dovleceii sunt la cuptor, eu voi prepara un amestec care îmi place foarte mult. Într-un mic castronel, am tocat câteva firicele de mărar și adaug iaurt. Peste care presez un cățel de usturoi. Punem și un praf de sare. Amestecăm bine și este perfect acest amestec pentru dovleceii pe care îi vom scoate în curând din cuptor. Și gata, dovleceii îi scoate pe o farfurie, punem alături sosul de iaurt și poftă bună, dragilor! Vă garantez că are un gust extraordinar. Ușor și rapid de făcut, nu? Acest preparat merge mâncat fierbinte, este delicios, dar merge foarte bine mâncat și rece.
aceasta este propunerea de astăzi. Sper să vă placă și să o încercați măcar o dată. Dacă rețetele mele sunt pe placul vostru, lăsați un comentariu cu părerea voastră, le citesc cu mult drag de fiecare dată și, foarte important, dați share, adică distribuiți videoclipul pe pagina personală sau pe grupuri pe unde mai sunteți. Poate fi o idee grozavă pentru vreunul dintre prietenii voștri care apoi s-ar putea să vă și mulțumească. Intrați și pe canalul Crochet Your Life, poate vă place ceva și de acolo și veți croșeta alături de mine. Dați click pe abonare la ambele canale pentru că este gratuit. Să ne revedem sănătoși și voioși pe data viitoare cu o nouă idee, cu o nouă rețetă. La revedere!